Salut! Aceasta este partea a doua a lecției cu numărul 3, cu privire la stilurile de paragraf pe care noi le utilizăm în crearea unei publicații cu ajutorul programului Adobe InDesign. Deci, eu voi face un document nou și voi încerca să creez niște stiluri de paragraf. Așa, ca idee îmi propun următoarele stiluri. Un stil de text normal, un stil de paragraf pentru, hai să spunem așa, întrebări, în cazul în care noi avem interviuri și vrem să delimităm tipul de întrebare pentru tipul de răspuns. Adică răspunsul va fi scris cu text normal, iar întrebarea va fi scris cu un alt fel de tip de caractere. Ce mai departe ne va ajuta să delimităm aceste două categorii de texte. Deci eu voi face o casetă de text și voi da să mai resc un pic. Așa. Și eu voi umple cu pur și simplu cu niște text. Și fac paragraf nou, o voi numi normal. Așa. Pentru a vedea imediat cum au loc toate schimbările la mine în paragraf, eu mai întâi voi activa acest paragraf ca el să fie același pentru întreg documentul. Deci în cazul în care eu deschid ceva nou, la mine automat este selectat normal. În cazul în care aș mai avea ceva și ar fi tot normal selectat, deci dacă l-aș pune iarăși de bază, el va fi același pentru orice casetă scrisă, casetă de text, până când nu îl voi modifica așa cum am eu nevoie. Hai să începem cu ceea ce vreau eu să vă arăt. Deci, în primul rând, aceste casete atribui tipul de text normal, iar acum modific acest tip de text. Deci, arăși, based on, nu este bazat pe niciun tip de stil de paragraf până acum, iar în cazul în care apăs Enter, va fi același stil de paragraf normal. Caracterele le voi scrie cu fontul Cambria, iarăși regular, mărimea 9 puncte, distanța dintre rânduri e aceeași, deci iarăși automat, case normal, deci aici nu mai îmblă nimic. Advanced character formats, adică ce ar putea să mă intereseze, deci doar vocabularul utilizat, limba română. Indents and spacing, deci eu vreau ca la fiecare început de paragraf prima linie să fie diferită de celălalt text, adică să aibă distanța de la marginea casetei cu 6 mm. Și asta cam este tot. Nu, mai am încă și aliniere pe stângă justificată. Nu aliniez nimic la grila documentului, nu am nevoie de așa ceva. Înapoi la basic character formats, tracking -5 pentru ca corpul textului să arate mai compact. Taburi n-am nevoie, linii de paragraf nici atâta, hyphenation tot e corect, justificarea iarăși nu fac nimic, drop caps, e cam asta, adică deci asta e tot ce am eu nevoie la moment. Deci mi-am setat încă o dată numele tipului de paragraf, formatul caracterelor, Cambria regular 9 puncte, limba de scriere, limba română, 6 mm la fiecare început de paragraf, aliniere pe stânga, taburi n-am nevoie, linii de paragraf iarăși n-am nevoie și cam asta e. Deci am apăsat OK. Astfel, eu am această casetă de text. Respectiv, dacă eu voi face o casetă de text nouă și voi umple această casetă de text cu orice text îl vreau eu, automat acest text va fi de tip normal. În cazul în care voi apăsa Enter, textul va continua să aibă același tip normal. Deci ca să înțelegeți ceea ce spuneam în lecția precedentă, adică în partea întâi, dacă aș pune Next Style să fie Basic Paragraph și aș da Enter, iată după asta, automat aș scrie cu alt tip de text, pentru că următorul stil după normal era pus next style să fie basic paragraph. Înapoi la edit normal și punem same style. Așa. Asta nu avem nevoie.
Deci, am un tip de text normal, iar acum vreau să fac un tip de paragraf pentru, de exemplu, acesta este un răspuns, acesta este un răspuns, iar asta va fi o întrebare. Deci asta este ceea ce vreau să arăt că este o întrebare. Ce aș putea modifica? Ce aș vrea eu să modific aici? Păi, în primul rând, vreau ca ea să fie mai accentuată, adică să fie bold, de exemplu, și alinierea textului să fie altfel. Eu, în primul rând, voi îngusta un pic coloana pentru că voi mai departe să înțelegeți ce vreau eu să fac. Așa. Și va mai fi o regulă. După fiecare întrebare, nu voi lăsa spațiu întrebare și, între întrebare și răspuns. În schimb, după răspuns, va fi numai decât un spațiu până la următoarea întrebare. Respectiv, fac un paragraf de stil nou, care se va numi, un stil de paragraf nou care se va numi întrebare. Așa. Și voi atribui, uite, acestui paragraf tipul de stil întrebare. Mai departe, editez acest stil de paragraf. O să dau mai în stânga ca să vedeți toate modificările pe care le fac. Deci, în primul rând, iarăși, hai să spunem că voi lăsa fontul Cambria, dar voi schimba tipul fontului, stilul fontului în bold. Deci, automat, aici vedem că este altfel. Și voi face aliniere să fie doar pe stânga, fără de justificare. Așa. Ce aș mai face eu aici ca să fie mai interesant? În primul rând, eu vreau să am în față o linie care să ca un fel de linie de dialog. Nu voi folosi doar o cratimă simplă, care este mică, ci voi pune o cratimă mare. Cum pun acest lucru? Țin apăsat pe tasta Alt și din partea dreaptă, de la cifre, aleg 0151. Apoi las liber tasta Alt. Astfel am primit caracterul cu numărul de cod 0, cu numărul de cod 151 din fontul Cambria. Este, de fapt, același caracter trebuie să fie în toate fonturile pe care noi le avem. Ele sunt după un anumit standard stabilite. Deci am o cratimă mare, iar spațiul dintre cratimă și textul vă face să fie de o anumită dimensiune. Deci voi insera spațiul alb și deci voi alege punctuation space. Nu se vede pe ecran, dar vă asigur că este. Astfel, distanța dintre acest caracter și această literă, deci acest spațiu este de fapt de mărimea unui punct. Să continuu cu crearea stilului întrebare. Basic character format. Deci aici mai departe nu modific nimic, n-am nevoie de niciun fel de modificare aici. Advanced character formats. Iarăși aici este totul în regulă. Indents and spacing. Iar aici începe, cum să spunem, magia. Primul rând, linia de bază, o întorc la 0. Așa. Și fac ca întreg paragraful de tipul întrebare să fie mișcat de la stânga cu 6 mm. Acum observați, am aici automat se primește o linie care delimitează, adică face un fel de gol, care arată că aici începe un tip nou de paragraf. La moment o să fie un tip nou de întrebare, deci o întrebare nouă. Deci am marcat automat această întrebare în primul rând prin spațiu negativ, deci spațiu gol din fața acesteia. Acum eu am pus înainte de asta și această cratimă. Vreau să evidențiez această cratimă în spațiul acesta gol. De aceea, voi oferi o valoare negativă primului rând. Așa. Atenție acum la un lucru. În cazul în care eu aș face până la minus 6, deci aduc înapoi primul rând la linia casetei mele de text. Nu pot face minus 7 pentru că mi-apare această eroare care îmi scrie. Indenturile nu pot ieși din caseta de text. De aceea, deci eu, dacă am mărit indentul pentru întregul paragraf cu 6 mm sau cu 7 mm, cât la momentul 6, deci dacă am modificat indentul cu 6 mm,
Atunci, prima linie pot să o dau până la minus valoarea aceasta, deci până la minus 6. Eu voi da până la minus 4, astfel, după cum vă amintiți, am lăsat atunci cratimă mare și distanța unui punct. Astfel am primit literele cu aproximație pe aceeași linie verticală. Astfel, am această cratimă în spațiu negativ, implicat anume la începutul acestui stil de întrebare. Este o metodă de a evidenția modul în care apare acest stil, respectiv aceasta este ceea ce voi utiliza mai departe în publicația mea. Mai departe, restul tipurilor de indenturi și spații nu le voi utiliza pentru că le voi lăsa la standard, ceea ce înseamnă că ele depind în mod direct de distanțele setate la Basic Character Formats. Paragraf rules. Nu cred că aș vrea să mai încarc cu ceva acest stil, el și așa deja este considerat încarcat, pentru că are bold, mai are și spațiu negativ în față, de aceea nu voi face nimic aici. Keep options, iarăși nimic, justificarea, același lucru, span columns, n-am nevoie. Deci cam asta este toate modificările pe care le-am făcut pentru tipul de paragraf întrebare. Deci, recapitulăm. Numele, întrebare, caracterele, bold, 9 puncte, același tracking ca și la normal, limba română ca și la normal, indenturile, am lăsat 6 mm pentru întreg paragraful, să-l trec de la margină mai în centru, și am întors înapoi înspre margină prima linie din paragraf cu 4 mm. Spațiul ocupat de acești 4 mm este această cratimă mare și spațiul de punctuație pentru spațiul lăsat gol. Apăs OK și mai departe. În cazul în care voi avea un paragraf nou care ar trebui să fie iarăși întrebare, el automat va avea exact aceleași setări. Țineți minte, eu aici am pus linie mare, deci am pus o cratimă mare și un spațiu de un punct. Dacă voi copia această valoare și o voi pune în partea asta, paste, voi avea exact același format ca și la întrebarea de mai sus. Sper că ați înțeles până acum ceea ce am făcut. Sper. Așa, înapoi la locul 2. Așa. Și hai să mai creez încă niște stiluri de paragraf. De exemplu, am scris mai multe întrebări, am umplut tot acest text. Așa. Facem mai bine așa. Divizăm această casetă pe 3 coloane. Și umplem cu text. Așa. Deci avem acest text. Automat, deci pentru că la mine are selectat stilul normal, automat textul a rămas cu stilul normal. Voi face câteva spații ca și cum ar trebui să fie întrebare. Chiar dacă... Așa. Aici. Alt 0151. Spațiu de tip punctuație. Același lucru și aici. Nu, hai mai sus. Iarăși 0151 și spațiu de tip punctuație. Deci cam acestea vor fi, deci asta va fi întrebare. Așa, hai să punem aici un punct și răspunsul. Să presupunem că noi avem asta. Aici vom folosi această frază pe post de intertitlu. Voi face mai târziu și un stil pentru intertitlu. Iar acum, cum atribuim stiluri pentru tipurile de paragraf? Plasăm cursorul în cadrul textului pe care noi știm că l-avem de un anumit tip. Deci asta este o întrebare. După care selectăm tipul de paragraf de care avem nevoie. Am selectat întrebare. Aceasta automat se transformă în acest tip de paragraf. Eu voi șterge spațiul gol. Același lucru și aici. Întrebare și scot spațiul gol. Mai departe, vreau ca acest text să-l fac de tip, să-l fac un intertitlu. Intertitlurile sunt, de fapt, titluri mici care, de fapt, ar defini următoarea bucată de text pe care noi o avem în documentul nostru. Deci, acolo a fost un intertitlu, să presupunem că aici va mai fi un intertitlu.
Așa. Aici va mai fi și o întrebare. Așa. Hai să mai punem un punct. White space, punctuation space. Așadar, voi avea aici întrebare. Asta este tip normal și mai departe trebuie să fac un stil pentru intertitlu. Deci, new paragraph style, intertitlu. Ok. Și aplic pe acest paragraf stilul intertitlu. Eu am pornit de la stilul normal, respectiv încă nu s-a modificat nimic. Ce voi modifica aici? Voi alege alt font. De exemplu, Candara. Uitați, fă atent, s-a modificat fontul. Candara Bold. Nu-mi place. Alegem alt font. Un font mai... Myriad Pro. Așa. Aliniere pe stânga. Înapoi aici. Deci avem, voi avea intertitlurile mele mai departe vor fi de tipul. Vor avea font de tipul Myriad Pro, Bold, Tracking 0, Size, adică deci dimensiunea textului 16 puncte, de fapt, mai bine 14, avem mai mult text. Kerning-ul iarăși este lăsat la metric, mai mult nu umblăm aici la nimic. Advanced Character Format, iarăși limba de scriere, limba română. Spații, niciun spațiu în față, deci vreau ca intertitlul meu să înceapă exact din începutul coloanei. Dacă aș alege Balanced Rect Lines, deci ce și vă explicam în lecția precedentă, în cazul în care avem, după cum ați văzut, avem două rânduri foarte mari și următorul rând este de fapt foarte mic, deci este compus din aproape nimic. Balanced Rect Lines îmi arată aproximativ cam cum aș putea eu împărți acest rând, acest paragraf. În cazul în care totuși nu face sens exact toată această frază, voi trebui deja manual să fac enter acolo unde am nevoie. Nu voi pune Balanced Rect Lines pentru că nu am nevoie de dânsa la moment. Taburi, linii de paragraf, iarăși. Deci aceasta este. Deci primele patru, în general, primele patru setări sunt principalele care de obicei sunt utilizate în modificarea unui tip de text, unui tip de paragraf. Acestea sunt cel mai des utilizate și cel mai mult utilizate. Deci asta este ceea ce eu am făcut acum la moment. Am făcut un intertitlu. Deci intertitlul meu va fi acesta. Și aici voi mai adăuga un intertitlu. Respectiv am în acest caset de text trei coloane de text. Am tip întrebare, tip normal, întrebare, intertitlu normal, întrebare, intertitlu normal. Spuneam mai înainte de liniile de paragraf. Dacă eu aș trage acum un ghid ca să vedeți ce înseamnă liniile de paragraf. Liniile de bază. Linia de bază este linia pe care stă un text. În cazul în care eu nu am activat această linie, textul se distribuie pe foaie în dependență de modul în care, adică de distanța de înălțimea fiecărei litere, deci de leading-ul acestor litere. Dacă eu aș modifica leading-ul pentru, uite, acest spațiu, respectiv, aș putea da mai jos întregul paragraf, asta modificând și linia de paragraf. Ceea ce, mai departe, hai să facem View, Guides și Show Baseline Grid. Deci asta este linia de bază pe care eu lucrez acum. M-am încurcat mai înainte cu linia de paragraf. Deci asta e linia de bază pe care eu lucrez. Dacă eu aș seta ca toate, deci țineți minte, eu am pornit tipul de paragraf intertitlu și tipul de paragraf întrebare. Undo.
deci tipul de paragraf intertitlu și tipul de paragraf întrebare în baza tipului de paragraf normal. Deci dacă eu voi modifica acum tipul de paragraf normal și îl voi face ca el să se alinieze, să alinieze toate liniile către grila documentului, toate, absolut toate liniile vor fi aranjate exact pe aceeași linie fără nicio problemă. Deci nu voi mai avea probleme cu divizarea liniilor, cât este de corect, cât este de bine împărțit textul meu pe document. Aceasta ajută în cazul în care noi avem tot textul de aceeași dimensiune. Deci eu voi pune tot textul, de exemplu, de mărimea 9 puncte. Respectiv, fiecare rând automat este pe linia proprie și în cazul în care eu voi da la print, voi avea exact aceeași linie peste tot. Deci nu voi mai trebui să mă gândesc dacă la mine linia va fi aceeași, dacă vor fi linii mai sus sau mai jos, deci vor fi paragrafe de text mai sus sau mai jos decât linia de bază. Aceasta ajută pentru cazul în care noi vrem să facem un text ordonat, pentru cazul în care dimensiunile fiecărui tip de paragraf, fiecărui tip de caractere este aproximativ la fel, deci nu este variație mare în dimensiuni. Eu, de exemplu, aici am dimensiunile literilor la 9 puncte. Dacă aș face intertitluri de 10 puncte, iarăși, aș păstra încă înălțimea literilor în cadrul înălțimii, uite, acestor linii de bază a documentului. Dacă nu aș avea alinierea pe pe linia de bază, deja fiecare din aceste tipuri de paragrafe vor fi arătate diferit. Iată de ce este bun linia de bază, anume pentru ca noi să putem aranja textul dintr-un document InDesign pe aceeași linie, fără ca să ne temem că cumva am sărit linia, ca să spunem așa, sau cumva am făcut ca să nu arate atât de frumos sau atât de aranjat textul în pagina noastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că a fost ceva util pentru voi și ne vedem cât de curând posibil. Eu mai am încă câteva idei interesante pentru temele care vin, așa că ne vedem de grabă.